40% din sejururile exotice în destinații precum Maldive, Punta Cana, Tenerife și Cancun, care costă peste 2000 de euro pe pachet, sunt rezervate prin early booking, prețurile fiind cu până la 25% mai mici, potrivit unei agenții online. Aceasta arată că tot mai mulți români profită de ofertele early booking și își caută deja sejururi pentru concediile pe care și le-au programat pentru prima jumătate a acestui an. Astfel, numărul pachetelor early booking vândute de Paravion în ianuarie a crescut cu 40% față de aceeași lună din anul 2015. Circa 60% din totalul vânzărilor de pachete early booking au fost generate de destinațiile exotice, restul rezervărilor fiind făcute pentru vacanțele clasice de vară. În ceea ce privește metoda de plată a pachetelor early booking, de regulă clienții optează pentru plata unui avans de 30-50%. Cele mai căutate destinații exotice sunt Punta Cana, unde 11 nopți la un hotel de 5 stele costă 900 de euro pe persoană, urmate de Tenerife și Thailanda. România are o mare problemă din punct de vedere al organizării în sectorul de legume și fructe, în condițiile în care la ora actuală există doar 20 de organizații de producători, a declarat luni 1 februarie ministrul agriculturii Achim Irimescu. Oficialul a spus că la Bruxelles au fost multe discuții privind slabă organizare în țările Europei Centrale și de Est. Nu este doar cazul României. Din păcate, în România avem puține organizații de producători în acest sector, în jur de 20 de organizații. Cea mai importantă a avut în anii de la aderarea investiții pe fonduri europene și naționale undeva la 16-17 milioane de lei, iar cifra de afaceri a organizației cele mai importante este de 70 de milioane de lei anual. O cifră îmbucurătoare, dar este un caz unic pentru că ceilalți sunt de mică capacitate, a mai spus ministrul agriculturii. În opinia acestuia, România are de învățat din experiența Olandei, în condițiile în care această țară este al doilea exportator al lumii pe fructe și legume, deși deține o suprafață agricolă redusă sub 2 milioane de hectare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din domeniul economic. Eu sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!